exact. Dacă vezi cum ai viteza de la urmă, tot ce ne dorim e să vedem mai multe. Bună seara și bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic, singura emisiune de sit-down comedy drink din România. Începem acest episod cu un citat demotivațional. Știți cum se spune că cele mai bune lucruri sunt gratis? Uh-huh. Ei, află că nu trebuie să dai bani pentru cancer. Fai drăguț. Nu cred că am început așa fain. Deci tocmai nu mai am nimic de zis. No. Eu aș dori să încep această conversație cu salutul. Noapte bună, copii. Nu sunt mândru că e colegul nostru. Și eu mă gândeam să începem cu chestii de genul: acest episod este dat în exclusivitate cu o zi înainte numai pentru... Iară trebuie să cenzurezi, mă, dar asta nu e normal la carnă. Vrea să dea de lucru. Să pui și bani. A, și ce să vă zic o chestie? Iisus Hristos din Nazaret? Nu. Dacă întâlnesc tot felul de oameni. Se poate abține, bă. Dacă tot ne-am bătut de joc de fanii noștri și am zis tot felul de oameni. În episodul următor, cum facem un episod de 2 minute și îl încheiem? Dar ce? Dar nu vrei să-mi spuneți că am rămas dator cu ceva iară? Hai, vei tu poveste cu copilul tău din Italia, povestea. Nu din Italia copilul. Mai împrăștie. ca gândacul mai împrăștie o oleș prin Italia, dar nu. Prea asta e povestea. Nu mai zis că ce-i gratis să-i... Că ce-i... Cele mai bune lucruri din viață sunt gratis. Gen când îți iei o peste ochi sau o peste gură? Gen când oprești pe marginea drumului și iei niște corcodușe care au mulțumesc, un gust divin. Da, e ceva frumos. Da. Păi, frumos. No, povestești ce din Italia când ai fost? Exact, n-am terminat povestea cu copilul. Dar de fapt las-o, stai că zic eu o chestie ce am observat. Că mă mai întâlnesc cu oameni, că așa mi se întâmplă, mă întâlnesc cu oameni pe la evenimente, printre altele. Intenționat? Da. Adică intenționat. Nu intenționat, eu încerc să evit. Oi, fi și tu ceva sociabil de ăsta ceva. Păi aia zic, eu încerc să evit. Și mă întreabă, de ce s-a terminat cu emisiunea atunci când s-a terminat? Că ați avut ceva pauză, n-ați mai avut idei? Și atunci eu mă uit la om și îmi dau seama că el... activează într-un mediu foarte creativ. Avem asemenea fani, te gândești, oare chiar atât de neamuzant suntem? Da, asta e a doua întrebare pe care mi-o pun. Nu, fiți optimiști. Dacă te plac, înseamnă că îți extinzi, știi, plaja de area. O, la ei le zic nu. Dar așa îți dai seama că omul ăla activează într-un domeniu creativ, aia ziceam, gen... Să vezi că mergi la foarte mult. Gen, știu eu, contabilitate maxim sau minim, vidanjă. Sau încărcat, descărcat de lăzi. Știi? De parcă... Încărcat, descărcat de vidanjă. Că și că și aia la un moment dat să încărcă. Are operator. Are pe lângă șofer, are unul care operează acolo. Încărcat, descărcat de contabilă, dacă tot o zis. Să te descarci. Da, încarci în gestiune, descarci din gestiune. Vezi că deja sună sexual să te descarci. Deci ce să vă explicăm? Creativitatea se antrenează, nu se termină. Nu-i ca epuizarea fizică. De care suferă cucul în aceste momente. Da. Poți să te plictisești, poți să scadă entuziasmul, dar nu... Da, e ca epuizarea psihică de care suferă cucul în aceste momente. Bă, dar chiar toate le-am eu. Toate, și mă mai gândesc la un lucru că te auzeam mai devreme vorbind. Cum e posibil, uitați-vă la toți patru, da. Cum e posibil la capitolul sociabilitate să fim toți patru niște antisocial maxim? Da, și asta e ironia. Și stai un pic. Dar tu ascunzi bine. Da, dar poate nu e antisocial cât ipocrizie socială. Da. Adică te de întâlnești... asta suferi tu? Nu, tu. Aia e altceva. Eu da, dar tu ești pur și simplu antisocial. Nu sunt antisocial, sunt asocial. Că pot socializa, prefer să nu. Bă, e saturație. Bobby e saturație. La el? Nu, la toți. La el. La toți. El ar trebui să fie. Iartă-mă, la mine ar putea fi saturație. Câteodată te gândești, bă, eu dacă mi-aș lua o lună de pusnic să mă duc în caminul 900 de kilometri, să mă duc pe drumul ăla, cred că și acolo ar trebui să povestesc cu cineva despre ceva. Deși m-am săturat, nu mai pot. În caminul? Dar este caminul aici în Cluj. Și în felul ăsta am făcut o trecere subtilă la plasarea de produs. Și poate cineva, nu că avem clienți, dar poate se simte cineva. Zice, las bă săracilor de aici, de o masă caldă. Nu, dar serios vorbind, mă, nu știu, e tot mai greu să socializați. Nu știi de ce. Cu femei. Eu am găsit o treabă.
A zis și francezul că iadul e ceilalți. Ce faină e asta! Da. E foarte faină. Acum depinde și de ceilalți. Fac și adevărată. Da, de asta. Dacă ești român. Numai da, știi cum e? Când socializezi, întâlnești un gen de oameni care el ce se gândește? Că te place, da? Da. Iar el se gândește că mai încolo numai asta vrea cu tine. Deci suntem un fel de curve. Da. Deci îți place să te f*** cu mine, dar vreau numai să mă f*** cu tine. Nu altceva. Nu ești considerat om. Hai să bem ceva. Hai să te aud când ești plictisit. Hai să te aud când ești nervos. Hai să-ți aud ideea despre religie, de exemplu. Mi-a venit acum. Mă, dar stai un pic, că tu zici aici acela. Da. Ăsta e un podcast foarte serios. Am început să ne lăsăm. Cel mai serios, da, da, da. Am și uitat între timp ce am vrut să zic. Și lua ce bun. Mani ca la curve. Omul te vrea numai când te Suntem niște curve. Deci de acum înainte, nu de acum. Eu de vreo 2-3 ani tot am observat. Explicație științifică dată de niște cercetători din Cluj. Toți prestatorii de servicii sunt curve, sunt prostituate, la fel cum sunt fetele de pe calea Turzii. Și ar trebui să nu mai fie atâta diferențiere și să te uiți de sus cu geamul crăpat un pic la ele, fetele care stau în frig afară, pe calea Turzii la noi. Pentru că și noi facem același lucru. Exact cum ele își prestează servicii și ele își închiriază trupul și ce fac cu el, nu suntem și noi niște curve pe care ne mai au unii alții la evenimente și te închiriază. Cât costă să veniți la noi pentru o oră jumătate? Singura diferență între noi și curvele de pe Turzii că iarna nouă nu ne îngheață. Atâta. Exact. Aia pentru că la rândul lor, ele sunt clasa cea mai de jos. Iar la rândul lor, ălea din clasa cea mai de jos, se uită la unele din clasa cea mai de sus, care iarna, probabil stau în ceva super mașină scumpă și stau la bordel. Astrahan ceva, bă, ceva. Deci noi iarna suntem curvele care stăm totuși într-o pensiune, nu stăm chiar în stradă, spre deosebire de alți umoriști care îți dea de trotuar și alții care lucrează la curvele ăștia două, n-are păreri? Adevărul că da. Trebuie să fiu plătit ca să am păreri. Bă, tot timpul zic așa. Suntem într-o pensiune de două margarete pe undeva. La evenimente, nu e același lucru. Exact ca și curvele plătiți să dăm din gură. Exact asta facem. Deci, tot respectul meu pentru curve. Tot, asta facem. Prestatorii de servicii suntem niște prostituați. Și nu numai noi, o grămadă. Când vine cineva și zice cât coști, atâta. Vino aici și de la 2 la 4 faci. Poți să pui o bandă cu numerele noastre de telefon, o să meargă așa. Și scrie la fiecare ce face sexual mai bine. În paranteză. Să vedem că... Și facem concurs. Pe care ne sună mai mult? Multe. Pe Bob. Pe mine să mă mai sune, că mi-e agenda plină. Să mă sune pe Bob. Dar știi de ce cred că îl sună pe Bob? Bob cred că e singurul care poate să facă un cuc unilingus în timp ce vorbește. Adevărul că și povestește și plescă. Adevărul că pot. De ce să mint? Sunteți niște măgari. Ești trist, Dragoș? Am zis că mi-e greață de mine. Druid, te rog la secundele din urmă care tocmai au trecut, pune o melodie de lift americană. Din Mr. and Mrs. Smith, când îți sunt lift și se deschide și pușcă tot. Și partea în care îți dăm noi indicații, tai-o. Să fie cu cold cut cu producție, să pară că ne permitem. Da, mă. Ce tare. Nu, să pară că ne permitem foarte. Cu druidul ca și cu fratele nostru, zici ce să facă. Să nu vadă el cum se face. Nu, dar să fie așa cu săritură, cu să cold cut, să creadă și după aceea să-și dea cu părerea. A fost o ceartă acolo între ei, știi? De alea. Și-au tăiat acolo conspirații. Înainte să-și dea în gură. Să nu vadă toți ăștia ce fel de copii te băgăm noi în cremvuști. Dar n-ai văzut reclama de seba odaia că cremvuștilor sunt 80% carne. What? Și restul ce-i? Cum te lauzi cu 80% carne? Restul până la 100%, ci unghii și păr. Da, dar îți dai seama că ea cu 80% și cei mai îndrăzneți. Aia cu 40% nici nu... Aia nici nu zic. Nu zic. 80% carne pe dracu. Rest, la restul reclamai am reușit să substituim 80% din carne. Dar nu, că știi, pe mine mă enerva că m-a dus gândul în altă parte. Multe fete zic același lucru ca în reclamă. Tu ești 80% carne? Nu, eu ele. Bă, mă gândeam mint, că... Bă, că nu mă hârtie igienică ca la cremvuri. Și ți-i rău și spică greu, trebuie să dai cu muștar ca să aibă un pic de gust, să te piște, măcar să zici că ai simțit ceva. Scuzați, m-am enervat un pic.
Și acum da. Și ca la curve este muștar crembuștilă, muștar de Dijon. Corect. Să crânțăm bobițele, le auzi? Că mă gândeam acum la evenimente. Nu se întâmplă să vină la tine și să-ți facă cucă așa cumplice, ca și cum n-ar mai face asta încă 90% dintre bărbații de la nuntă, dacă vrei un șat să bei cu... Ba da, beau la nunți, la șaturi de măsaj. Bă, dar care e faza cu șaturile? Nu, serios. E cel mai bun dezlegator. E ceva bărbătesc. Nu, nu numai bărbătesc. Trebuie să facem noi animalele între noi. Trebuie să facem noi, dar nu numai bărbații. Toată lumea, să vezi tu bărbați cu femei. Toată lumea să se bea șoturi. Bărbat cu femei. Beau șoturi. Îți dai bărbați, ai dai bărbați cu femei. Parte bărbătească cu parte femei. Simt că mi-e grețică, cum zice Dragoș. Să fi auzit bunicii mei. Că bărbat cu femeie beau șoturi împreună. Beau șoturi împreună. Nu se concepea. Da. Să-ți înmoi moianul într-un șot, nu se poate. Adică chestia asta când este în oraș, la bar, hai că e un semn de apreciere că ți se plătește un șat. Dar unde e all inclusiv la o nuntă? Care-i dumă? Adică de unde mă, vine... se sparge un pic gheața. Nu, nu de ce se beau șaturi. De ce să vine la MC? De ce să-ți, hai să-ți dau un șat? De ce să-ți dea? De drag, că le place despre tine. Dar cu un vin sau cu o țuică. O iau, aia să apreciez. Nu, că se gândesc că țuică, se gândesc că... Interesantă chestie. Fii atent. Nu știu cum e posibil. Am fost la niște chestii foarte simandicoase. Am vrut să zic. În episodul următor. Nu, ci pe că ne mai luăm niște înjurături. No, no, aia no, și no, vrem. Aia nu pot. Nu facem, nu. No, no. Nu vreau să merg pe stradă și loc de salut să-mi vină roșie în cap. Bă, stați un pic, că încheiem așa, te bine. Ce vă zic? Nu, la treaba la nunți sau ce s-a întâmplat cu copiii în Italia, ce-o zis? Nunți. La a, nunți. Și splituiește ecranul și ei să dea click. Continuarea aia sau continuarea aia? Nu. Atâta tehnică. What the fuck? Și până la urmă nu rămâne niciuna. Erau telenovele Glob Mundis, Glob Vision, de alegeai finalul. Da, cum se cheamă, vă dau interactive. Cuvântul meu, că în următorul vă zic care e treaba cu băutul. Cu vă dau eu cuvântul meu că îi amintesc. Da, și o legătură între șatul și fica lui de la Italia. A, vă zic și aia. Așa, fiecare podcast care n-are final, la sfârșit, e o poveste întreagă. Asta e ideea. Vă mulțumim că încă ne suportați și sprijiniți. Noapte bună, copii. Parcă la gardia mea e supporting.